Lăudat să fie Iisus Hristos, sunt Horațiu Abrudan, bun regăsit la buletinul de știri Maria TV din această săptămână. Papa Francisc a dedicat cea de-a 25-a cateheză din ciclul Pasiunea pentru Evanghelizare, zelul apostolic al celui credincios, venerabilei slujitoare a lui Dumnezeu Madeleine Delbrel, o femeie franceză din secolul al XX-lea, asistentă socială, scriitoare și mistică, care a trăit mai bine de 30 de ani în suburbiile sărace și muncitorești ale Parisului. Născut în 1904 și decedat în 1964, Madeleine a fost condusă de bucuria credinței să maturizeze o alegere de viață dăruită în întregime lui Dumnezeu, în inima bisericii și în inima lumii, împărtășind pur și simplu în fraternitate viața oamenilor străzii. În acest spirit, îndreptată spre frământările lumii și spre strigătul celor săraci, Madeleine s-a simțit chemată să trăiască iubirea lui Iisus în întregime și ad literam. De asemenea, pontiful a subliniat că Madeleine Delbrel ne învață că, evanghelizând, suntem evanghelizați, suntem transformați de cuvântul pe care îl proclamăm. De aceea, ea a spus ca un ecou al Sfântului Paul, vai de mine dacă evanghelizarea nu mă evanghelizează. Papa Francisc a amintit că Madeleine a experimentat toate acestea în propria viață, trăind timp de mai mulți ani într-un cartier muncitoresc cu ideologie marxistă. Acolo s-a convins că mediile atee sau secularizate sunt locuri în care, tocmai pentru că acolo se duce o luptă, creștinul își poate întări credința pe care a dăruit-o Iisus Hristos. Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Lugoj organizează în perioada 24-26 noiembrie programul aniversar dedicat împlinirea 170 de ani de la întemeierea Eparhiei de Lugoj. În programul acestor zile sunt cuprinse momente de rugăciune, vernisaj de pictură, un cuvânt al episcopului de Lugoj la acest aniversar, conferințe, un concert omagial de muzică clasică și expoziție fotodocumentară. Prin documentul Apostolicum Ministerium, semnat de Papa Pius al IX-lea la 26 noiembrie 1853, Eparhia de Lugoj a fost întemeiată ca sufragană Mitropoliei de Făgăraș și Alba Iulia cu sediu la Blaj. Eparhia se întindea pe teritoriul comitatelor Caraș, Severin, Timiș-Torontal, Hunedoara, Arad și parțial Alba, păstorind și actualmente credincioșii din același teritoriu canonic. Aniversarea reprezintă pentru cler, persoanele consacrate și credincioșii Eparhiei de Lugoj un moment de bilanț și aducere aminte a istoriei Eparhiei, de cinstirea memoriei înaintașilor, mai cu seama episcopilor care s-au succedat în scaunul episcopal de-a lungul celor 170 de ani și se va încheia cu Sfânta Liturghie Arhierească festivă în Catedrala Episcopală Coborârea Spiritului Sfânt. La inițiativa Conferinței Episcopilor din România, la Centrul Spiritual Manresa din Cluj, a avut loc un stagiu de formare biblică adresat profesorilor de religie din România, cu scopul de a ajuta pe aceștia în ceea ce privește studiul, aprofundarea și predarea conținuturilor Bibliei. Programul pregătit pentru cele trei zile a oferit celor veniți să-și astâmpere setea de cunoaștere un meniu consistent, variat și bogat în ceea ce privește studiul Sfintei Scripturii. Profesorii de religie au fost îndrumați de-a lungul acestor trei zile de către părintele Eduard Pătrașcu și invitații săi, Andrei Iang, student la Ierusalim, părintele Marcelin Rotaru, Oana și Radu Capan, părintele Mihai Groza și părintele Marius Taloș. În încheierea acestui stadiu de formare, participanții au vizitat o biserică catolică de rit bizantin și una de rit latin pentru înțelegerea iconografiei biblice și pentru a observa particularitățile de rit ale celor două lăcașe de cult. La final, profesorii s-au întors la casele lor cu misiunea de a da mărturie despre darul primit și cu gândul de a invita pe elevii lor la o partidă de pescuire a cuvântului lui Dumnezeu. Papa Francisc va publica anul viitor o autobiografie. Editura HarperCollins Publishers a anunțat că va publica lucrarea Life, My Story Through History, Viața, povestea mea în istorie, în primăvara anului 2024 în Statele Unite, Europa și America Latină. În această carte spunem o poveste, povestea vieții mele prin intermediul celor mai importante și dramatice evenimente pe care le-a trăit omenirea în ultimii 80 de ani, a afirmat Papa Francisc într-un comunicat publicat de editură la 7 noiembrie. Potrivit HarperCollins, cartea va cuprinde amintiri ale Papei despre cel de-al doilea război mondial, campania nazistă de exterminare a evreilor,
1943-lor, bombardamentul atomic de la Hiroshima și Nagasaki, prăbușirea turnurilor gemene, marea recesiune economică din 2008, demisia Papei Benedict al XVI-lea și pandemia de COVID-19. Cartea a fost coscrisă de jurnalistul vaticanist Fabio Marchese Ragona, care l-a intervievat pe Papa Francis pentru emisiuni speciale ale televiziunii italiene în 2021 și 2022. Această carte a fost scrisă pentru ca oamenii, în special cei mai tineri, să poată asculta vocea unei persoane în vârstă și să reflecteze asupra ceea ce a trăit planeta noastră, pentru a nu repeta greșelile trecutului, a spus coautorul. În contextul în care Biserica din Peninsula Arabică își începe anul sfânt pentru jubileul de 1500 de ani al martirilor Arabiei, una dintre cele două porți sfinte a fost deschisă în timpul Sfintei Liturghii în Catedrala Doamnei Noastre a Arabiei din Awali, Bahrain. Arhiepiscopul Eugen Martin Nagent, nunțul apostolic în Bahrain, Kuwait și Qatar, și-a exprimat speranța că jubileul va fi un timp de har și de renoire spirituală pentru comunitatea catolică. El a recunoscut provocările de a fi creștini în epoca actuală, menționând că mulți creștini sunt persecutați în diferite părți ale lumii. Luând cuvântul la liturghie, episcopul Aldo Berardi, vicarul apostolic al Arabiei de Nord, i-a invitat pe catolicii din întreaga regiune să urmeze exemplul de credință, curaj și perseverență al martirilor, care și-au dat viața din iubire pentru Hristos. Episcopul Berardi a numit credința transmisă de-a lungul veacurilor ca fiind un far în furtună și o lumină în întuneric. Credința, a adăugat el, este calea vieții și a luminii pentru cei care privesc la Hristos și-L urmează. Depinde de noi să ne ridicăm și să dăm mărturie despre Hristos cu o viață onestă și consecventă, o viață dăruită din iubire și orientată spre bine și frumos, spre iubirea fraternă și angajament pentru pace, justiție și toleranță, a spus el. Credincioșii din Vicariatul Apostolic al Arabiei de Sud au sărbătorit deschiderea propriei lor porți sfinte pe 9 noiembrie. Episcopul Paolo Martinelli, vicarul apostolic al Arabiei de Sud, a prezidat Sfânta Liturghie și a deschis poarta Sfânta Catedralei Sfântul Iosif din Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Papa Francisc a vizitat catedrala în timpul călătoriei sale apostolice în Emiratele Arabe Unite în februarie 2019 și a acordat o indulgență plenară tuturor credincioșilor care vor întreprinde un pelerinaj și vor intra pe oricare dintre cele două porți sfinte înainte de încheierea anului jubiliar la 23 octombrie 2024. În regatul Hașemit al Iordaniei, comunitățile creștine vor trăi Crăciunul renunțând la momentele de convivialitate și de sărbătoare, care de obicei preced și însoțesc sărbătoarea nașterii Mântuitorului, în semn de respect și apropiere față de victimele nevinovate ale operațiunilor militare în curs de desfășurare în fâșia Gaza și în teritoriile palestiniene. În știrea dată de Agenția Catolică Fides se precizează că pe teritoriul Iordaniei sărbătoarea nașterii Domnului din acest an va avea loc fără obișnuitele târguri de Crăciun, fără paradele cercetașilor, fără fanfare și concerte de Crăciun și fără tradiționalele serbări în cadrul cărora se distribuiau cadouri copiilor. În urma unei reuniuni găzduite joi 2 noiembrie la Arhiepiscopia Ortodoxă din Aman, liderii bisericilor creștine și al comunităților ecleziale din regatul Hașemit au emis un comunicat prin care au cerut, de asemenea, ca donațiile și ofertele din cadrul colectei speciale care se va desfășura în toate bisericile din regat duminică 12 noiembrie să fie direcționate către populația din Gaza. Toți creștinii din Iordania sunt invitați să trăiască Crăciunul care se apropie într-o manieră sobră și colectivă, participând la celebrările liturgice și renunțând la festivitățile publice. Asociația Radio Maria va desfășura în perioada 13-18 noiembrie campania de strângere de fonduri intitulată Mariaton cu motoul Casa Mariei, o casă pentru toți. Scopul acestei campanii este strângerea de fonduri pentru amenajarea Casei Mariei, viitorul sediu Radio Maria și Maria TV. Timp de 6 zile, de luni 13 noiembrie până sâmbătă 18 noiembrie, între orele 10 și 15, echipa Radio Maria și Maria TV vor fi în direct în cadrul unui program de mărturii, muzică și voie bună, cu ascultătorii, telespectatorii, prietenii și susținătorii care pot să intre în direct și să anunțe donația prin care sprijină scopul acestei campanii.
fanii. Mariatonul este un eveniment bianual internațional pe care toate posturile Radio Maria din întreaga lume îl organizează cu scopul de a strânge fonduri pentru un anumit proiect, dar este și un moment de a reaminti ce este Radio Maria, adică un dar pentru ascultători. Radio Maria și Maria TV fac parte din Asociația Radio Maria România, parte a familiei mondiale Radio Maria și au ca și scop principal evangelizarea. Încheiem aici ediția știrilor Maria TV din această săptămână. Vă invităm să rămâneți în continuare cu programele noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos!